Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Pentru astăzi v-am pregătit un model foarte simplu, dar și foarte frumos. Este format doar din ochiuri pe față și ochiuri pe dos. Foarte, foarte simplu se lucrează. Un raport are 10 ochiuri și plus 4 ochiuri pentru simetrie. Nu știu dacă se vede bine la cameră, dar este foarte frumos. Zic să începem. Videoclip vă voi arăta cum facem acest frumos model. Dacă vreți să știți cum să faceți așa o margine, am videoclip adăugător. Deci eu am montat 26 de ochiuri. 10 ochiuri are un raport, plus 10, plus 4, 24 și plus 2 ochiuri de margine, deci 26. Și vă arăt totodată cum facem și această frumoasă margine. Un ochi față, un ochi dos. Un ochi față, un ochi dos. Continuăm până la sfârșit. În următorul rând, ochiurile pe față le lucrăm, iată, de desubt. Tragem ochiul pe față, îl întoarcem și îl lucrăm pe față. Ochiul pe dos se lucrează normal pe dos. Încă o dată. Deci, Andreaua, aici scoatem ochiul și îl punem înapoi pe Andreea. Îl răsucim, mai bine zis. Lucrăm pe față. Un ochi dos. Iată. Este un truc asemănător cu metoda italiană, dar mult mai ușor de făcut. Un ochi dos. Continuăm să lucrăm tot rândul. La sfârșit, iată, avem un ochi față, un ochi dos și cel de margine pe dos. Mai departe, lucrăm punct leneș câteva ochiuri, câteva rânduri, adică doar ochiuri pe față. Lucrăm câteva rânduri, ochiuri pe față. După ce am lucrat, iată, trei drumușoare, eu așa le zic, am lucrat punct leneș, iată, trei rânduri, de fapt, nu trei rânduri, dar șase rânduri. Începem modelul. Desigur că dacă plănuiți să începeți o vestă, lucrați mai multe rânduri aici. Și modelul începe în felul următor. 5 ochiuri pe dos. 5. De fapt am greșit. Aici trebuie să lucrez 2. Da, am greșit. Mă uit că... Deci nu este nicio problemă. După ce am lucrat aceasta, trebuie să lucrăm 2 rânduri jersey, adică primul rând ochiuri pe față, deci tot rândul ochiuri pe față, al doilea rând ochiuri pe dos. După aceasta vom începe modelul. Așa. Aici ochiuri pe dos.
tot rândul. Iar acum începem modelul nostru, 5 ochiuri pe dos. Jetiu, 5 ochiuri împreună pe față. Să vedem dacă ne iese din prima. Ups, ne-a ieșit. 5 ochiuri împreună, jetiu. 5 ochiuri pe dos. Acesta este raportul. 5 ochiuri pe dos, jeteu, 5 ochiuri împreună, jeteu. Deci am început al doilea raport. Jeteu, iarăși 5 ochiuri pe dos. Cred că aici n-am luat în calcul. Trebuie să ne rămână nu 4, dar 5. Deci aici o mică greșeală. Nu 4 ochiuri de simetrie, dar 5. 2, 4, 5. Nu este nicio problemă. Eu voi lua doar 4 ochiuri împreună. De această dată nu vrea. Jeteu. Și la sfârșit 5 ochiuri pe dos. Acestea sunt pentru simetrie. Iată așa. Rândul 2, să zic așa, rândul 2, toate ochiurile pe dos. Jeteurile la fel pe dos și le lucrăm așa să rămână gaură. Toate ochiurile pe dos. Rândul 3, 5 ochiuri pe dos, jeteu, 3 ochiuri pe față. Jeteu. Și repetăm, 5 ochiuri pe dos. Jeteu, 3 ochiuri față. Jeteu și la sfârșit 5 ochiuri pe dos. Rândul 4. Toate ochiurile pe dos. În rândul 5 schimbăm ordinea. Jeteu, 5 ochiuri împreună pe față. Dar nu vrea. Se poate și altfel de făcut. Luăm toate 5 și iată și așa. Iată așa. Jeteu, 5 ochiuri pe dos. Repetăm, jeteu, 5 ochiuri pe față, să vedem dacă ne iese ceva.
Așa. Jeteu. 5 ochiuri pe dos. Și încă o dată repetăm. Jeteu. 5 ochiuri pe față. Am lucrat strâns și nu vrea. Așa. Jeteu și cel de margine pe dos. Acesta a fost rândul 5. Rândul 6. Toate ochiurile pe dos. Rândul 7. Un ochi de margine, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, și aici avem 5 ochiuri pe dos. Și rândurile se repetă. Jeteu, 3 ochiuri față, jeteu, 5 ochiuri pe dos. Jeteu, 3 ochiuri față, jeteu, cel de margine pe dos, rândul 8, toate ochiurile pe dos. Uitați așa un model frumos am obținut, nu știu dacă se vede chiar în totalitate. Continuați să lucrați în înălțime câteva raporturi și vedeți ce efect frumos are acest model. Aici am încercat cu fir mai gros, aici cu fir mai subțire. Cred că s-ar potrivi la o bluză de vară cu un fir subțire. Cred că trebuie și mai subțire un fir. Oricum, mie îmi place ce a ieșit. Salvați acest model la dumneavoastră. Am playlist cu modele tricotate în română. V-am spus că mi-am propus să fac 1000 de modele. Și da, ajutați-mă să găsesc o denumire la acest model. Ce denumire iar merge? Coșulețe, nu știu. Atât a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să fiți la curent cu noile videoclipuri. V-am pupat. Pa, pa!